Bine ați venit și în seara asta. Vă invit să vă așezați, vă invit să luați locurile și haideți să începem momentul acesta împreună, această întâlnire, timp de părtășie pe care îl avem, timp de închinare, un timp în care venim împreună într-o clădire ca aceasta, într-o încăpere ca aceasta, în ideea de a-L înălța, de a-L sărbători pe Iisus, de a ne închina, de a fi unii cu alții. Și pentru asta, dați-mi voie să vă citesc câteva cuvinte din Scriptură. Poate cunoașteți textul acesta, sau poate nu sunteți familiar cu el. Dar vă rog să fiți atenți la cuvintele lui Pavel din Filipeni, capitolul 2. Și ce spune Apostolul Pavel aici. Spune așa. Așadar, dacă este vreo încurajare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo părtășie cu Duhul, dacă este vreo afecțiune și vreo îndurare, faceți-mi bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un duh și un gând. Nu faceți nimic din ambiție egoistă, nici din îngânfare, ci în smerenie. Considerați-i pe alții mai presus decât voi înșivă. Fiecare dintre voi ar trebui să fie preocupat nu doar de interesele lui, ci și de ale altora. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Și ascultați cuvintele acestui poem pe care Pavel îl spune aici. Cel ce existind în chip de Dumnezeu n-a considerat că a fi egal lui Dumnezeu este un lucru ce trebuie apucat, ci s-a golit de sine, luând chip de rob și devenind asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și a devenit ascultător până la moarte, și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dăruit numele, care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi, din cer, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Amin. De asta suntem noi aici. Să facem exact lucrul acesta. Să ne plecăm înaintea Lui și slavă Domnului că avem libertatea fie să stăm jos, fie să ne ridicăm în picioare, fie să ne așezăm pe genunchi, fie să ne întindem cu fața la pământ. Avem libertatea să stăm cu ochii închiși, să ridicăm mâinile, să batem din palme, avem libertatea să stăm liniștiți, fără să ne mișcăm. Nimeni nu vă acuză de faptul că nu vă mișcați. Avem libertatea să ne smerim înaintea Lui. Și așa cum spune Scriptura, să mărturisim orice limbă, să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Orice genunchi se pleacă și înalță acest nume pe care Iisus Hristos l-a primit de la Dumnezeu, de la Tatăl și este mai presus de orice nume. Și numele acesta, noi venim astăzi, noi ne închinăm. Mi se duce gândul în Apocalipsa și vă invit să vă ridicați și să stăm în rugăciune. Vă invit să îl căutați pe Dumnezeu. Vă invit să vă concentrați, să vă puneți atenția pe El. Dincolo de noi, dincolo de muzică, dincolo de ce se petrece în jurul nostru, puneți-vă atenția pe El și înălțați-L pe El. Spune, în mijloc, de jur împrejurul tronului, erau patru ființe vii, pline de ochi în față și în spate. Prima ființă vie era asemenea unui leu, a doua ființă vie era asemenea unui vițel, a treia ființă vie avea fața ca unui om, iar a patra ființă vie era asemenea unui vultur care zboară.
Fiecare dintre cele patru ființe vii avea șase aripi și era plină de ochi de jur împrejur și pe dinăuntru. Zi și noapte ele spuneau fără încetare: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeul cel atotputernic, care era, care este și care vine. Mai jos spune, se închinau celui ce este viu în vecii vecilor și își puneau coroanele înaintea tronului zicând: Tu ești vrednic, Domnul și Dumnezeul nostru, să primești slava, onoarea și puterea, pentru că Tu le-ai creat pe toate și prin voia Ta ele au existat și au fost create. Haideți să zicem, Tu ești Sfânt, Sfânt, Sfânt. Și să înălțăm numele Lui Hristos. Să-L înălțăm pe Dumnezeu cu tot ceea ce suntem noi, cu tot ceea ce avem noi. Ești mare salvator.
și se înalță. Haideți să-L înălțăm. Tot mai sus e un imn ceresc spre gloria din nou. Și se înalță acum. Tot mai sus e un imn ceresc spre gloria Lui. Și se înalță acum. Tot mai sus e un imn ceresc spre gloria Lui. Și împreună, și împreună cântăm. Toți cântă, Sfânt e Dumnezeu, Domn peste toate, întreg pământul laudă, Sfânt e Dumnezeu. Haideți cu vocile noastre, nu în tăcere, ci cu vocile ridicate. Hai să-L proclamăm pe El, să zicem că El e Sfânt, El este minunat. Haideți să-I cântăm că e Sfânt în veci de veci. El este de trei ori Sfânt. Haideți să ne alăturăm îngerilor, serafimilor. Haideți să cântăm, Tu e Sfânt, Tu e Sfânt, Tu e Sfânt, aleluia, glorie ție. Nu e nume mai minunat,
care ne pun să ne gândim la altceva, la altcineva decât noi. La Iisus. Și așa cum spuneam la început, dacă vă uitați tot în Apocalipsa, la un moment dat mulțimea aceea de îngeri, de serafim, de ființe vii, de bătrâni, toți cei care sunt acolo văd mielul înjunghiat și vin și spun: Tu ești vrenic. Acolo spun așa: Tu ești vrenic să iei cartea și să-i rup pe cețile. Tu ești vrenic de închinare. Iisus acesta, care e Domnul Domnilor, Iisus care are putere, în numele Lui, Petru vine și spune: N-am aur, n-am argint, ce am în schimb îți dau.
și spune ologului, în numele lui Iisus îți spun, ridică-te și umblă. În numele lui Iisus Hristos se fac minuni. În numele lui Iisus Hristos oameni sunt salvați. În numele lui Iisus Hristos găsim eliberare. În numele lui Iisus Hristos găsim răscumpărare. În acest nume frumos, minunat, acest nume mai presus de orice alt nume, în numele lui Iisus Hristos, ne închinăm noi astăzi, trăim noi astăzi, respirăm noi astăzi, ne mișcăm noi astăzi, facem totul în numele Lui, pentru că El trăiește. Vedeți, pe linia asta melodică, simplă, să cântăm din nou și să spunem, în numele Lui Iisus e putere, în numele Lui poți fi ajutat. Și mă gândesc la cei care au nevoie de ajutor acum. Și nu știu pe unde ești acum, n-am eu ideea, nu cunosc eu, știe Dumnezeu în schimb unde trebuie să fii ajutat. Dar în numele Lui poți fi ajutat. Sau ai nevoie de salvare, ai nevoie de biruință, ai nevoie de vindecare. În numele Lui Iisus e posibilă vindecarea. În numele Lui Iisus Hristos e posibil ajutorul. Și că vă invit din nou să cântăm aceste cuvinte și să spunem, în numele Lui Iisus e putere. Numele Lui Iisus e putere. În numele Lui poți fi ajutat. În numele Lui Iisus e putere. Haideți să rostim. În numele Lui poți fi salvat. În numele Lui Iisus e putere. Căci Domnul biruința câștigat. Iisus ești Domnul domnilor. Iisus al nostru salvator.
avem un Dumnezeu minunat. Și mă rog să fiți la fel de entuziasmați de această realitate a faptului că noi avem o relație cu un Dumnezeu așa de minunat, așa de fain. Vă invităm să cântați din nou, să cântați așa cu putere, cu forță, cântarea care urmează, să-i spunem cine e Dumnezeul acesta, să-i spunem că nu-i nimeni, absolut nu-i nimeni ca El. Se va.
puteți să ocupați locurile, dar continuăm închinarea noastră. Și închinarea noastră continuă prin banii noștri, continuă prin faptul că îi dăruim lui Dumnezeu din ceea ce El ne-a dat nouă, fiecăruia dintre noi. Continuă închinarea noastră prin acest act și în același timp prin rugăciune, printr-o rugăciune specială pe care vreau să o facem pentru Marcel. Vreau să-l chem aici și să-l binecuvântăm, să ne rugăm pentru el. Mesajul pe care l-are de dus, mesajul pe care Dumnezeu l-a pus pe inima lui, ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru noi ca și biserică, ca și comunitate prin Marcel, vrem să fie binecuvântat. Vrem să vină de la Dumnezeu, vrem să ne transforme viața și să ne atingă inima. De aceea, Marcel, hai să mă rog pentru tine. Aici sus, că n-am microfon de celălalt. Doamne, mulțumim pentru Marcel și mulțumim pentru felul în care se luptă pentru teofania, pentru lucrarea ta, pentru noi ca și comunitate. Mulțumim pentru Marcel că este preocupat, că își dă interesul și că te caută insistent și vrea mai mult din tine și sunt sigur că asta vrea să ne transmită de fiecare dată. Mă rog să-l umpli de Duh Sfânt, mă rog să-i dai ungere de sus, mă rog să-i aduci aminte tot ceea ce a pregătit și în același timp tot ceea ce tu ai pregătit și nu-i pe lista lui Marcel să-i dai lui Marcel să ne vorbească. Mă rog să-l umpli de putere, Doamne, și Marcel să ne vorbească astăzi cu putere despre subiectul acesta atât de important pentru fiecare dintre noi. Amin. Doamne bun, fii binecuvântat pentru că ești Dumnezeu sus în cer și tot pe pământ. Fii binecuvântat, Doamne, că pentru tine nimicul este în afara controlului. Fii binecuvântat, Doamne, pentru că viața fiecare dintre noi este în mâna ta. Fii binecuvântat, Doamne, pentru că gândurile tale pentru fiecare dintre noi sunt gânduri de pace și nu nenorocire. Pentru că vrei să dai fiecare de rău în viitor să plătește. Dă-ne, te rog, înțelepciunea și priceperea de a stea cu mâinile deschise înaintea ta, ca să putem primi aceste lucruri din mâna ta. Doamne, suntem într-un ciclu pe familie și dacă există un atac undeva îndreptat, în primul rând acest atac este îndreptat împotriva familiilor care aparțin lui Dumnezeu. Fie, Doamne, ca familiile celor care sunt acum aici să fie binecuvântate. Fie, Doamne, ca inimile noastre să fie deschise înaintea ta, ca să poată primi ceea ce Tu ai să ne dai. Și din acest dialog a ceea ce Tu ai pentru noi și a faptului că avem mâinile și inimile deschise înaintea ta, să putem, Doamne, să lăsăm ca binecuvântarea să curgă peste noi, să curgă în casele noastre, să curgă
biserica ta, fii binecuvântat, Doamne, cu noi. Amin. Domnul merge, nu? Acum merge, da? E mai bine așa. Pentru cei care n-ați fost până acum cu noi, vreau să vă spun că suntem într-un ciclu pe familie. Și suntem doar în a patra noastră întâlnire. Cele trei teme despre care am discutat până acum sunt prima dintre ele, familia ca și legământ. A doilea, finanțele în familie, și Daniel a vorbit despre lucrul acesta. Și ultima, care, despre care am discutat, a fost rolul în cadrul familiei. În ziua de astăzi aș vrea să facem un pas mai departe, să vorbim despre puterea cuvintelor. Cuvintele au putere în Universul lui Dumnezeu, dar poate că primul loc în care lucrul acesta se vede este familia. Textul care l-am folosit ultima dată când am discutat despre rolul în familie a fost cel din Efeseni, în capitolul 5, ultima parte a capitolului. Este un text cunoscut, este poate cel mai popular text folosit pentru familie din cadrul Scripturii și poate cel mai dens și mai consistent. Dar un lucru care aș vrea să-l observați este că întregul mesaj pleacă nu din versetul 21, unde spune supuneți-vă unii altora înaintea lui Hristos, ci undeva de mai sus, din versetul 18, unde spune fiți plini de Duh. Și apoi urmează trei afirmații care vorbesc despre faptul cum poți fi plin de Duh sau cum se manifestă această plinătate a Duhului. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Iisus Hristos și supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Deci vorbiți, mulțumiți și supuneți-vă. Fiți plini de Duh și ca să fiți plini de Duh trebuie să vorbiți într-un anumit fel, trebuie să mulțumești lui Dumnezeu pentru toate lucrurile și să te supui unul celuilalt. Pentru că așa a lăsat Dumnezeu în împărăția la Lui, să ne supunem unii altora în frica lui Hristos. Astăzi aș vrea să privim puțin la primul din aceste aspecte, vorbiți între voi, într-un anumit fel. Pavel spune, vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești. Nu voi face în o analiză acestui verset. Aș vrea să ne concentrăm pe puterea cuvintelor. Cât e de important ceea ce vorbim și care sunt efectul cuvintelor noastre. Să spun altfel, aș putea spune atenție la vorbire. În Proverbul capitolul 13 găsim scris, cine își păzește gura își păzește sufletul, cine își deschide buzele mari aleargă spre pieirea lui. Sufletul tău reprezintă întreaga ta personalitate, sufletul meu, sufletul nostru reprezintă întreaga noastră personalitate. De aceea este domeniul în care slăbiciunea se va manifesta prima dată și vei fi atacat prima dată în sufletul tău. Dacă vrei să-ți păzești sufletul, spune Solomon, păzește-ți mai întâi buzele. Dacă vei ajunge pripit, dacă vei vorbi pripit, vei ajunge la ruină. Dacă îți controlezi limba, ai putere de protecție asupra ta însuți. Dacă nu, vei ajunge la ruină, spune acest verset din Proverbe. Cu doar două capitole mai încolo găsim scris, limba dulce este un pom de viață, dar limba stricată strobește suflete. De fapt, în original spune cam așa, vindecarea limbii este un pom de viață,
dar folosirea greșită a limbii zdrobește suflete. Și când vorbește aici despre zdrobirea sufletului, vorbește despre zdrobirea sufletului celui care vorbește și celui care îi se vorbește. Puține lucruri zdrobesc mai puternic sufletului unui om decât cuvintele care sunt adresate și care își ating ținta atunci când ele doresc să rănească, doresc să doboare, doresc să distrugă. Vindecarea limbii este un pom de viață care aduce vindecarea nu doar mie, ci și celui de lângă mine. Toți suntem binecuvântați, dar nu toți păstrăm binecuvântarea. De aceea e important să știm cum să ne vindecăm limba. În capitolul 18, tot din Proverbe, Solomon afirmă: moartea și viața sunt în puterea limbii. Oricine o iubește, îi va mânca roadele. Amândouă, moartea și viața, sunt în puterea limbii. Folosită greșit, limba mea aduce moarte. Folosită corect, aduce viața. Și oricum o vom folosi, îi vom mânca roadele. Roadele morții sau roadele vieții. Mi-aduc aminte de o ilustrație, am citit-o cândva într-o carte, mai de mult, care spunea așa: de fapt era un fapt real din al doilea război mondial, undeva în deșert, într-un spital, unde erau internați doar cei care aveau dezinterie. Și medicul venea și prima întrebare care o spunea după ce spunea bună ziua este: cum te simți? Și nici măcar nu aștepta să primească răspunsul, ci spunea: scoate limba. Și așa trecea de la unul la altul: cum te simți? Scoate limba. Cum te simți? Scoate limba. Cu alte cuvinte, ceea ce ei puteau să spună despre starea lor era mai puțin important decât ceea ce el putea să observe atunci când se uita la limba lor. Și cred că Dumnezeu, dacă ar vrea să ne diagnosticheze pe fiecare dintre noi, nu ne-ar întreba cum te simți. Și de multe ori nu ne simțim întrebați de Dumnezeu cum ne simțim. Și probabil ne spune: scoate limba. Să uite la limba noastră. Și limba noastră este un indicator fidel a stării noastre spirituale. Starea ta și starea mea spirituală este evidențiată de limba mea. De ceea ce spun, de ceea ce vorbesc. Și este o radiografie fidelă a stării sufletului meu, a stării spirituale. Aș vrea să privim puțin la legătura cu Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu din terenul lui spiritual, pentru că Dumnezeu este o ființă spirituală și Dumnezeu vorbește. Și cuvântul lui Dumnezeu din terenul spiritual face ca lucrurile să iau ființă, să ia ființă. A spus să fie lumină și a fost lumină. Să fie luminător în întinderea cerului și a fost luminător în întinderea cerului. Să fie pământ și a fost pământ. Să fie întindere între pământ și apă. Tot ce Dumnezeu spune, ia ființă. Dar este o rostire undeva în lumea spirituală și lucrurile se întâmplă în lumea materială. Dumnezeu creează prin cuvânt. Și noi suntem ființe create după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și ni s-a dat capacitatea să fim creatori prin cuvintele noastre. Cuvintele sunt o armă încărcată care poartă în sine putere. Puterea de a produce viața, spune Solomon, și puterea de a produce moartea. Dumnezeu vine spre noi prin cuvinte. Și El vorbește cu noi. Și cuvântul scris care avem în Biblia sunt cuvintele lui Dumnezeu adresate ție și adresate mie. Dar noi venim spre Dumnezeu tot prin cuvinte și Dumnezeu așteaptă să venim prin cuvintele noastre. Ce ne spune Roman 10? Prin credința din inimă să ajunge la neprihănire și prin mărturisirea cu gura, deci prin cuvântul tău rostit să ajunge la mântuire. Și la mântuirea sufletului tău nu se poate ajunge decât dacă rostești ceea ce crezi și o afirm în fața lumilor spirituale. Cuvântul tău te duce în prezența lui Dumnezeu, ca răspuns la vorbirea lui Dumnezeu. Dar cuvintele tale te pot și despărți de Dumnezeu. Știți cum? Cine hulește pe Duhul Sfânt se desparte de Dumnezeu. Păcatul de neiertat, păcatul hule împotriva Duhului Sfânt, este de fapt păcatul inimii și a gurii de respingerea vieții în Iisus Hristos.
Resping ceea ce Duhul Sfânt îmi descoperă, că Iisus este soluția pentru mine. Și dacă eu întorc spatele la această soluție, chiar dacă am mers lângă Iisus o parte de drum, Dumnezeu mă respectă atât de mult, încât ceea ce eu spun cu gura mea, Dumnezeu îl se lasă să fie legiferat. Și relația mea cu Dumnezeu poate înceta din momentul acela, chiar dacă până în momentul acela am mers alături de El. Eu mă leg de Dumnezeu prin cuvintele mele și eu mă dezleg de Dumnezeu prin cuvintele mele și Dumnezeu nu dorește aceasta. Nu știu care este valoarea cuvintelor noastre, dar știu un lucru. Un cuvânt valorează atât de mult încât Dumnezeu a spus să fie înregistrat pentru eternitate fiecare cuvânt pe care îl rostești. Și nu există cuvânt care îl rostești pe pământul acesta care pur și simplu să uite. Ca tehnica pusă la dispoziție să nu fie capabil să fie înregistrat. El rămâne și rămâne înregistrat pentru eternitate. Și asta îmi spune ceva despre valoarea cuvintelor pe care noi le folosim. Căsnicia și când mă refer la ea, vreau să spun că niciodată nu vei avea o căsnicie mai bună decât ceea ce-ți iasă din gură legat de căsnicia ta. Niciodată căsnicia ta nu va fi mai bună decât ceea ce zidești prin cuvintele tale legat de căsnicia ta. O căsnicie frumoasă o face în primul rând prin gura ta, luând adevărul lui Dumnezeu care El vrea să le rostească în dreptul căsniciei tale și tu afirmându-le apoi în dreptul familiei, casei tale. De aceea, dragul meu, nu mai rosti moartea peste soțul tău sau peste soția ta, peste copiii tăi, peste tot ceea ce ai și ești, ci rostește viața. Îndreaptă-te spre adevărul lui Dumnezeu, așa cum sunt pe paginile Scripturii. Uite-te ce Dumnezeu spune vis-a-vis de cea care ți este soție și rostește cuvintele acelea în dreptul ei. Și spune-le odată și spune-le de două ori și spune-le de 1000 de ori și lucrul acela vor lua ființă până la urmă, pentru că viața ta va urma cuvintele tale dacă tu ești serios înaintea lui Dumnezeu atunci când le rostește. Cliff Notarius și Howard Markman au făcut un studiu împreună. Și ei au observat un lucru, că în primul deceniu din viața unui cuplu, dintr-un bărbat și o femeie, cuplurile care rămân împreună sunt cele care doar 5 dintr-o 100 de observații făcute față de partener erau depreciative. 5 dintr-o 100. Atunci când erau depreciative și mai mult, erau înjositoare 10 din 100, de obicei în 10 ani se despărțeau. Doar de 2 ori mai mult. Și pentru cei care nu se despărțeau, în a doua decadă, nu era de 2 ori mai multe cuvinte depreciative, ci de 5 ori mai multe față de cei care erau fericiți în relația lor. În cartea lor ei au scris: deprecierile ostile acționează asemenea celulelor canceroase care, dacă sunt ținute sub control, erodează relația de-a lungul timpului. În cele din urmă, negativismul continuu și persistând și pesimismul preia controlul, iar cuplul nu mai poate petrece împreună fără a răbufni în mod major, constant, până când relațiile de cele mai multe ori să destramă. E un studiu și niște concluzii. Cuvintele pe care ni le spunem unii altora în cadrul relației de căsnicie este cea mai de încredere prognoză asupra ceea ce se va întâmpla în relația noastră. Mai mult decât afecțiunea pe care ne-o acordăm, mai mult decât interesele comune, mai mult decât contextul economic, și aceste cuvinte care ni le spunem unii altora contează cel mai mult dacă vom rămâne sau nu vom rămâne împreună și cum va arăta familia noastră. Soțiilor, începeți să vă lăudați soții ca și cum ar fi ceea ce voi visați să fie. Soților, începeți să vă lăudați soțiile ca și cum ar fi idealul la care visezi atunci când îți închizi ochii. Nu mai căuta nod în papulă, nu mai distrugeți ceea ce s-a creat până în momentul acela.
Nu faceți din ea sau din el subiectul glumelor atunci când vă întâlniți cu prietenul sau prietena voastră. Știți prin ce își curăță Hristos? Mireasa? Partenera? Haideți să citim. Sau dacă cineva știe, opriți-mă. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul în apă, prin cuvânt. A cui cuvânt? A lui Iisus Hristos. Și chiar dacă este o parte din acest cuvânt, este cuvântul scris, Scriptura, prin cuvântul său mirele își curățește mireasa. Prin cuvântul său Hristos își curățește biserica. De aceea, soților, vă întreb, vă curățiți voi, soțiile, prin cuvintele voastre? Și-mi spus și mie lucrul acesta. Și vă dați seama, o spun când soția mea stă la doi pași de mine. Vă spălați voi soția prin cuvintele voastre? O vindecați și o restaurați prin cuvintele care rostiți în dreptul ei? Aduceți energie pentru pasul care trebuie să-l facă mâine? Prin cuvintele care îi le spuneți? O încurajați? Sau prin cuvintele voastre faceți revesul, o descurajați, o denigrați, o distrugeți? Mi-aduc aminte de un prieten care, când venea acasă, pentru că soția sa era doborâtă la locul de muncă unde lucra, își lua soția în brațe și timp de o oră doar îi spunea cuvinte frumoase, nu minciuni, ci cuvinte frumoase care le vedea la ea, lucruri care meriteau să fie apreciate. Și nu vă spun numele, că cei mai mulți dintre voi îi cunoașteți. Soțiilor, vă dau un îndemn, nu mai ucideți prin critici. Bărbații par puternici, dar nu fac față la astfel de realități. Și nu ucideți prin cicăleală, încă n-am văzut un bărbat ca să reziste la o cicăleală sistematică în termen lung. Oprește-te să tot spui la nesfârșit lucrurile care sunt greșite la soțul tău. Și crede-mă că oricare dintre voi vă uitați, veți găsi multe astfel de lucruri. Ci găsește ceva care face bine. Aduc aminte de ce vă spun lucrurile acestea. Cineva spunea, o femeie, la remarca păstorilor, a spus, singurul lucru care îl face bine soțul meu este felul în care se dă jos din pat. La care el a spus, atunci laudă-l pentru felul cum se dă jos din pat. A încuraja înseamnă a pune curaj în cineva. Și a descuraja înseamnă a lua curajul din cineva. Nu știu, câți dintre voi iubiți tenisul? Vă place tenisul, că iubiți mult spus. În tenis, poate, e una din sporturi, toate sporturile, cel de confruntare, dar poate tenisul în mod special, e un sport care ilustrează viața. La nivel înalt, nu e problema de tehnică niciodată, ci problema de cât curaj și încredere are jucătorul care lovește mingea. În momentul în care își pierde curajul și încrederea, poate fi bătut de un jucător cu 100 de poziții în spatele lui, în clasament. Totul depinde de cât curaj și încredere are în sine. De aceea jucătoarele își aruncă priviri foarte sfidătoare atunci și jucătorii când le iasă mingea. De aceea caută toate metodele posibile să-i descurajeze, dar poate că mai vizibil este să te uiți la box. Și înainte de a fi un meci de box semnificativ, să joacă centura, cei de jucători se întâlnesc în fața microfoanelor și cei doi, fiecare încearcă să-l intimideze pe celălalt, să-l descurajeze. Și atunci când încep meciul, indiferent ce meci, e momentul privirii în ochi. Dacă ești slab în momentul acela, ai pierdut meciul. Chiar dacă ești mai puternic. Înțelegeți? A descuraja înseamnă a-i lua curajul. Și lucrul ăsta se face în sport.
Și fiecare dintre voi și fiecare dintre noi avem resurse noi înșine, pentru că ni le-a dat Dumnezeu să răzbim în viață, să facem lucruri deosebite împreună cu El. Și Dumnezeu ne-a pus lângă o femeie și o femeie l-a pus într-un bărbat, ca cei doi să fie o resursă unul lângă celălalt, ca fiecare să ridice pe celălalt prin cuvintele lui, să-i dea aripi, să zboare. Problema este că de cele mai multe ori lucrurile se întâmplă invers. Și se depășește acel 10% și sfârșesc prin a se despărți. Ei care trebuiau să fie o resursă unul pentru alții, devin cei mai mari dușmani. Uitați-vă loc la felul cum partenerii spun glume. Dacă ieșiți undeva împreună, undeva la munte sau la o masă, veți putea observa problemele din cuplu după replicile care și le dau. Și replici, amândoi râd. Unul râde așa mai mânzește, pentru că l-au rănit. Dar dacă te uiți atent, vezi că cuvintele acelea au pătruns până în adâncul sufletului. Au ucis ceva acolo. Cuvintele acelea au luat curajul celui din fața ta de a merge mai departe. În aceste insulte pe care o aduce, există moarte. Și celălalt se simte satisfăcut că a întors un cuțit în rană, pentru că cândva i s-a întors lui în rană. Și ucit pentru că am fost uciți. Și un ciclu al morții, al descurajării. Căsnicia este locul cel mai potrivit ca să creeze legături între oameni. Și Dumnezeu a lăsat căsnicia pentru aceasta. Aliniați-vă gura cu cuvântul lui Dumnezeu și nu mai răsti moarte peste soțul tău, peste soția ta, peste copilul tău, peste finanțele tale, pentru sănătatea ta, peste orice ci rostește adevărul lui Dumnezeu, care are în el intenția lui Dumnezeu legat de persoana aceea, de situația aceea, de relația aceea. Și Dumnezeu, dacă are acea intenție și dacă tu încarci cuvintele tale cu lucrurile acelea, ești creator, duci în viață acea realitate. Și când e vorba de căsătoria ta, creionezi felul cum va arăta ea mâine. Cuvintele ne leagă de Dumnezeu și ne leagă de semeni. Când ridic standardul în vorbirea mea, viața mea se îmbunătățește, atât în relație cu Dumnezeu, cât și în căsnicia mea și în copiii mei. Atenție la felul cum vorbiți. Poți stabili calitatea viitoare a vieții tale prin cuvintele care le rostești astăzi și în special în familia ta. Și îmi pare rău pentru toate momentele când m-a lăsat dus de Valdana și când mi-am dat drumul la anumite vorbe. Nu-mi dau drumul cu ușurință, dar uneori mi s-a întâmplat. Și nu sunt mândru de lucrul acesta. Foarte adesea, apropo de lucrul acesta, auzim întrebarea, pot vorbi liber? De fapt, adevărata arta conversației, spunea Dorothy Neville, nu este doar să spui cuvântul potrivit la momentul potrivit, ci să lași nespus cuvântul creșit atunci când ești ispitit să-l rostești. Pot vorbi deschis? Și când cineva spune întrebarea asta, spui, domnule, ce bărbat, ce om dintr-o bucată, ăsta e un om franc, vrea să trăiască așa frumos, deschis, sincer. Dar ceea ce incubă o astfel de afirmație, se pot deschis, să vorbesc deschis fără menajamente? Sau altfel spus, pot să vorbesc deschis fără niciun cost? Să nu mă coste nimic pe mine. Vreau să vorbesc deschis, să-ți întorc un cuțit în rană, dar pe mine să nu mă coste nimic. Este oare posibil să folosim cuvintele cu nepăsare, fără ca ele să coste pe cineva? Întotdeauna cuvintele spuse astfel pe cineva costă. Sunt trei minciuni care se spun și e important să luăm seama la ele. Prima dintre ele este că ai dreptul la liberă exprimare. În relația de familie ai dreptul la liberă exprimare. Dar, dragii mei, cuvintele contează. Ele au putere spirituală. De aceea vom da socoteală pentru fiecare cuvânt folosit.
cuvintele au putere spirituală. Noi suntem creați după chipul lui Dumnezeu, noi creăm cu cuvintele noastre moarte sau viață. Și Satan încearcă să ne înșele, să ne spunem, nu contează. În ultimă instantă, ai dreptul la liberă exprimare. Nu? A doua minciună care ni se spune este, dacă doar glumești și spui un lucru oarecare, nu contează, e doar o glumă, nu? V-aș întreba, care este ultima glumă care s-a spus la adresa ta și te-a durut? Ți-aduce aminte? Ai identificat-o? Cu cât timp în urmă a fost lucrul acesta? Hai să pun altfel întrebarea. Dintre glumele care au fost făcute pe seama ta, care dintre ele ți-o aduci aminte că s-a întâmplat cel mai de mult? Acele care te-au durut. Observați? Lucrurile costă și dor. Glumele care au atins ținta și te-au atins acolo unde te-au durut mai tare, nu le uiți toată viața ta, fie că sunt spuse din casa ta, de colegii tăi, de profesorii tăi, de prietenii tăi sau de dușmanii tăi. Pentru că cuvintele rănesc și dor. A treia minciună care se spune este, odată ce cuvintele tale au fost uitate, influența lor a dispărut. Dragii mei, nici unul din lucrurile acestea nu e adevărat. Da, ai dreptul la libera exprimare, dar nu poți vorbi oricum. Încă n-am cunoscut nicio persoană ca să-i poți spune oricând, orice. Și lucrul ăsta să nu costă. Nu există nicio relație suficient de puternică ca să poți spune oricând, orice și oricum. Nu rezistă relația aia la anumite expresii, la anumite cuvinte. Glumele tale și glumele mele contează. Pentru că atunci când ating un punct nevralgic, dureros, lasă urme pentru întreaga viață. Și odată ce cuvintele tale au fost uitate, ele pătrund în subconștientul persoanei respective și duc o durere și duc un fond care poate nu-și va aduce aminte niciodată de cuvinte, dar a creat o realitate care au închircit persoana respectivă și au făcut-o să fie mai puțin decât Dumnezeu a intenționat ca ea să fie. Dacă cuvintele pozitive pot aduce vindecare, vreau să vă spun că ele aduc și ele n-au termen de valabilitate care se expire. Când spui un lucru pozitiv, lucrul ăla de asemenea rămâne în sufletul omului și nu-l va uita întreaga viață. Unii și-au alimentat și-au devenit oameni. Aduc aminte că am citit o carte, acum recent, unde, e ca lungă poveste, nu știu dacă să vă mai spun acum în momentele acestea, dar cuvintele care i s-a spus unuia care era copil din Flori. Și auzea întrebarea asta, cine este tatăl tău în fiecare zi? Și care se ascundea și nu vrea să apară în lume, pentru că auzea din nou întrebarea asta pusă de oameni mai mari, era un copil de 11 ani. Și care nu mergea la biserică, pentru că auzea cuvintele acestea când ieșea, spusă cu răutate. Și care mergea la biserică, dar când mergea, fugea ca să nu fie aprins. Și la un moment dat un pastor nou a fugit repede la ușă și când l-au ajuns, a spus, a cui ești? Și în momentul ăsta, fața i s-a albit. Toată lumea a privit spre el și cu privirile erau pătrunzătoare și toți așteptau un răspuns. În sfârșit va trebui să spună, pentru că mama s-a trăia singură, undeva la marginea orașului doar cu el, în urmă cu un secol, când lucrul acesta conta, nu ca acum, când în România sunt peste o treime din copii născuți în afara unei familii și în Europa peste jumătate din copii născuți în afara unei familii. Acum n-ar mai conta, atunci conta. Și păstorul, dându-și seama ce-a făcut, îi spune, știu cine ești, tu ești un fiu de Dumnezeu. Și cuvintele acestea au dus demnitate și chipul copilului s-a luminat. Și pe unde mergea și cineva îl întrebea, spunea, sunt copil de Dumnezeu. Și lucrul acesta, undeva într-un local, dintr-un oraș de munte, îl povestea un bătrân cărunt,
unui cuplu de păstori, el în decana unei facultăți teologice, care a fi făcut orice, numai ăsta care se plimba de la masă la alta, la alta să nu vină la el. Și după ce au plecat, după ce au spus povestea aceasta, că asta e povestea care el a spus-o respectivului, a plecat și a zâmbit și a spus, după ce a plecat și eu sunt copilul acela. O chemat pe chelnerită și a spus, cine e domnul acesta? Și a spus, el este, ce-ar fi în România, prefectul orașului, care tot până acum a fost prefectul orașului nostru. Un cuvânt spus, care se binecuvinteze, ridică, dă demnitate, dă direcție și ne face oameni de multe ori, dă putere să învingem împotrivirile vieții. Cuvintele bune sau rele durează pentru totdeauna. Cuvintele noastre sunt păduri uscate care pot aprinde, să aprind foarte ușor. Cuvintele care vindecă sunt cuvintele care pot revărsa procese care alții le-au pornit înaintea noastră sau care pot revărsa procese pe care noi le-am pornit în viața partenerilor noștri. Dar vreau să vă mai spun un lucru. Legătura dintre cuvinte și sursa de unde vin ele. Legătura dintre gură și inimă. Vă rog să citiți împreună cu mine textul din Matei, capitolul 12, începând cu versetul 33. Ori faceți pomul bun și rodul lui bun, ori faceți pomul rău și rodul lui rău, căci pomul se cunoaște după rodul lui. Pui de năpârci, spune Iisus fariseilor, cum ați putut voi să spuneți lucrurile bune? Cum puteți voi să spuneți lucruri bune când voi sunteți răi? Căci din plinosul inimii vorbește gura. Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, dar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui. Vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor rosti. Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Iisus spune, inima ta este un pom și cuvintele tale sunt roadele pomului respectiv. Cuvintele care ne ies din gură vorbesc despre starea inimii noastre. Există în Africa un trib, Marigoli, în care în tribul acesta este un singur cuvânt pentru inima și vorbă. Și cel care relata acest lucru era un lingvist și spunea, nu puteam să-i înțeleg. Când vorbeau inimă sau când spuneau vorbă, era același cuvânt. Și nici n-ai cum să-l înțelegi ca și un om modern, unde suntem atât de cumăști, încât nici măcar nu înțelegem cum ai putea folosi același cuvânt între vorbă și inimă. Dar Dumnezeu a gândit ca între vorbă și inimă să nu fie nicio diferență. Ca cuvântul care iasă pe buzele mele să fie ceea ce este în inima mea. Ei, tribul acesta se pare că a păstrat ceva din esența lucrurilor pe care Dumnezeu a lăsat-o pentru noi. Ce reprezintă cei doi pomi din parabolă? Pomul rău este omul vechi, omul firesc. Pomul bun este omul nou în Iisus Hristos. Știi, când pomul rău, din inima lui, când omul rău, ca omul ancorat în fire, din inima lui nu poate să iasă decât lucruri ale firii și nu poate să iasă decât moarte. De aceea pe gura lui, mai devreme sau mai târziu, va ieși moarte. Poate fi o mască până la un punct, dar va ieși moarte. E pomul bun, cel care este ancorat în Hristos și Duhul Sfânt este sursa, din inima lui vor ieși cuvinte care aduc viață. Moartea și viața e în puterea cuvintelor. În Iacov 4, în Iacov capitolul 3, avem câteva afirmații. Și știți foarte bine textul.
Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să țină în frâu tot trupul. Și apoi vorbește despre, încercând să vorbească despre limbă, despre cuvinte, spune, limba sau cuvintele este ca și frâul în gura calului. Este ca și cârma la un vas. Este ca și un foc mic care aprinde o pădure mare. Este ca și mai mult decât un animal care, oricât ar fi de sălbatic, poate fi îmblânzit. Dar limba omului nu poate fi îmblânzită. Face, de fapt, patru afirmații. Și prima afirmație pe care o face, dar înainte de a spune lucrul acesta, aș vrea numai să observați un lucru. Aici, în textul nostru, se vorbește despre un izvor care are două tipuri de ape, apa mare și apă dulce. Ce înseamnă cele două vâne de apă? Nu există astfel de izvoare. Dar ce înseamnă în situația aceasta? Orice fel de duh care nu este Duhul Sfânt va produce apă necurată și sălcie. Această apă despre care vorbește textul, acest izvor cu două ape, vorbește despre sursa care alimentează izvorul. Și dacă sursa este de la cel rău și textul vorbește când aprinde limba aceasta focul ghienei, e clar că de la cel rău. Cuvintele care iasă de acolo din plinosul inimii, care sunt alimentate la sursa demonică. De cealaltă parte este Duhul Sfânt. Dar textul spune, din aceleași vână iasă și una și alta. Ceea ce înseamnă, oamenii ăștia sunt născuți din nou și totuși. Haideți să nu intrăm acum în amănunte, dar gândiți-vă la gândul la lucrul acesta. Poate că săptămâna viitoare vom intra mai adânc puțin în aspectul acesta. Acum însă vreau să observați cele patru afirmații majore care le face textul. Primul, puterea limbii este disproporționat de mare atunci când e vorba de frâu vis-a-vis de cal, când e vorba de cârmă vis-a-vis de corabie, când e vorba de o scânteie vis-a-vis de o pădure de milioane de hectare. Zăbala calului e o bucată de metal rece de, cred că, 10 centimetri. Cârma este o bucată de lemn sau de metal care nu-i foarte mare, este mult, mult mai mică decât nava și totuși nava ascultă de cârma aceea. Este disproporționat efectul pe care limba îl are asupra ceea ce ea mișcă. A doua afirmație pe care textul o face este că răutatea limbii este înăscută. Uitați-vă în versetul 6 și 7, vă rog, unde găsim scris un foc mic ce pădure mare aprinde. Limba este și ea un foc, este o lume de nelegiuiri. Ea este aceea dintre mădularele noastre care întinează tot trupul, aprinde roata vieții când este aprinsă de focul ghienei, spune versetul 6. Răutatea limbii sau răul din limbă este un rău născut. Este un rău care l-avem din totdeauna. Este un rău care atunci când ne-am născut cu el. Și copilul care începe cât de cât să priceapă și să poată exprima, veți vedea că are deja lucrul acesta, care ține de firea noastră pământească și care e alimentat de lumea demonică și care nu poate fi schimbat. Dar următoarea afirmație care o găsim în text este că limba nu poate fi îmblânzită de om. Animalele pot fi îmblânzite. Și orice animal ajunge să fie îmblânzit de om până la un minivel, dar limba omului nu poate îmblânzi nimeni, spune textul nostru. Și la patrulea rând, textul spune, productivitatea ei este contrastantă. Da, limba este productivă pentru că ea produce moarte sau viață. Întotdeauna produce și produce în cantități mici. Pentru că e frâul acela care mișcă un cal, calul este simbolul puterii fizice și un frâu e suficient, o zăbală este suficient că calul acela puternic să asculte de ea. Da, limba este productivă, dar ea produce și apă dulce și amară, și binecuvântare și blestem. De aceea cred că ceea ce spune Pavel în Proverbe Solomon este adevărat. Moartea și viața e în puterea limbii. Oricine o iubește, îi va mânca roadele. Și cred că la ce se referă aici textul, la puterea limbii. Oricine iubește puterea limbii, într-o formă sau alta, va mânca acele roade.
Mi-a plăcut în una din cărțile care am citit-o, ce spunea Robert Morris. Și Robert Morris spunea: spune așa, ce înseamnă să rostești viață peste cineva? Veți găsi multe exemple în Scriptură și în altă parte de persoane care rostesc viață. El spune: am uitat în viața mea și mi-a dat seama că persoana care rosti cea mai multă viață peste mine a fost soția mea. Ea spunea în fața mea și în fața altora: Robert este un soț minunat. Robert este un om bun, Robert este un tată excelent, Robert se îngrijește de noi în mod extraordinar, Robert iubește pe oameni și vrea să-i ajute, Robert este un mare om al lui Dumnezeu. Și continuă el, spunea mereu lucrurile de felul acesta și te rog să înțelegi, când a început să spună astfel de lucruri, puține dintre ele erau măcar în mică măsură adevărate. De fapt, exista o mulțime de dovezi contrare. Dar ea nu mințea. Nu era într-o stare de negare, ci doar rostea viața pentru mine și peste mine, fără să renunță. Și astăzi acele lucruri sunt mult, mult mai aproape de adevăr. Și omul acesta, care a devenit un mare om al lui Dumnezeu, cel mai mult îl ascultați unii dintre voi chiar săptămânal, a început prin a nu avea nimic din toate acestea. Dar femeia aceasta a rostit binecuvântarea peste el în toată această perioadă. S-a uitat în cuvântul lui Dumnezeu, s-a rugat și a văzut care e inima lui Dumnezeu peste el și a început să rostească adevărurile acelea peste el și în loc să le vadă că se împlinea contrarul. Și-a făcut-o 25 de ani, spune el. Și acum sunt mult mai aproape, spune el cu modestie, față de ceea ce a rostit. Aș vrea să discutăm, dar un ultim aspect, cu mai multe fațete. Ce facem cu limba noastră? Cum îmblânzim limba noastră? Textul pe care tocmai l-am citit spune: ea nu poate fi îmblânzită. În Exod capitolul 4, Moise stă de vorbă cu Dumnezeu și Dumnezeu spune: du-te și scoate poporul. Și el spune: nu pot, pentru că limba mea îi cu mâi. Și Dumnezeu spune: eu voi fi cu gura ta. În Marcu capitolul 13 găsim un alt text în care spune: atunci când veți fi tăiați la socoteală pentru nădejdea care este în voi, să nu vă îngrijorați ce veți spune, era vorba de persecuție, pentru că eu voi pune cuvintele mele în gura voastră, spune textul Scripturii. E bine, când Duhul Sfânt începe să lucreze în viața ta, în viața mea, în viața oricui, primul lucru care le face să uite la folosirea cuvintelor mele și la folosirea cuvintelor tale. Problema este că noi de obicei suntem cu cercetarea foarte mare și la capitolul acesta nu vrem să observăm ce ne spune Dumnezeu și când observăm nu vrem să schimbăm și schimbăm macazul ori de câte ori putem, ma să nu facem modificările pe care Dumnezeu dorește să le facem în viața noastră. Textul spune: calul, un animal atât de puternic. Imaginați-vă că am reușit să prind un cal de pe un câmp sălbatic. Și ceea ce trebuie să fac este să-i pun căpăstru, să-i pun zăbala aia în gură. Se va supune el imediat? Cu certitudine nu. Se va zbate, va trebui să mă lupt cu el, dar este primul pas. El se va opune și o va face o lungă perioadă de timp până simte forța celui care ține frâul în mână. Pasul 1 este înfrânarea, pui zăbala calului. Și pasul 2 este ajutorul lui Dumnezeu. Problema este că Dumnezeu nu vine cu ajutorul lui până tu îți faci partea ta și partea este înfrânarea. Eu trebuie să las, să iau zăbala aceea în gura mea. Și un om al lui Dumnezeu spune 3 lucruri. Oprește-te un minut, dacă e vorba de înfrânare. În primul rând, oprește-te un minut, adică cultivă capacitatea de a te opri, pentru că ești responsabil. Nu îți permite să reacționezi imediat. Oprește-te înainte de a da drumul cuvintelor. Nu spune nimic până nu știi ceea ce trebuie spus. Știți bine, spune Iacov lucrul acesta, pe iubiții mei frați, orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire.
Iar Eclesiastul în Proverbe afirmă: cine își păzește gura și limba, scutește sufletul de multe necazuri. Cu alte cuvinte, cine își păzește gura, dobândește respect. În al doilea rând, deci înfrânarea în primul rând oprește-te, nu-i da drumul imediat, nu-ți permite lucrul acesta. În al doilea rând, spune textul, gândește-te. Cântărește și cugetă, apoi acționează. Și în fine, al treilea pas, roagă-te. Apelează la instanța superioară. Dar de ce o faci dacă nu faci primii doi pași? Pentru că Dumnezeu vrea să facă că tu faci, vede, să vadă că faci ceva pentru ca El să poată face pasul următor. Pentru că El nu te schimbă. Firea ta pământească nu poate fi mântuită. Dar El vrea să vadă că faci pașii care țin de tine și El face pasul care ține de El. Când Isaia, în capitolul 6, stă în fața maestății lui Dumnezeu în viziunea care o are, primul lucru, știți care îl spune? Vai de mine, sunt un păcătos și am buze necurate. Dar între înfrânare și ajutorul lui Dumnezeu, de obicei mai este o piedică. Și piedica este neiertarea. Atunci când este neiertare în viața mea, Dumnezeu nu poate veni cu ajutorul Lui. Eu încerc o frânare și încerc să fac față, eu sunt un om respectabil, nu? Și voi încerca să fac față la situații, voi încerca ca să nu las ca lucrurile să vină peste mine. Și încerc să fac ceva și cer ajutorul lui Dumnezeu și Dumnezeu nu răspunde și limba mea e tot neînfrânată, pentru că undeva acolo este un blocaj. Și unul din blocajele majore este neiertarea. Iertarea face un lucru foarte important, taie la stare de amărăciune, până nu devine o pădure a amărăciunii. Știi, când cineva îți spune cuvinte care dor, apare un lăstar de amărăciune. Și dacă lucrul ăla nu l-ai rezolvat la timp, lăstarul ăla se îngroașe și nu mai e lăstar ca să rupi ușor, ci devine încet, încet o ramură puternică. Și dai seama că nu mai poți prin eforturile tale să rupi, ar trebui să vină cineva din exterior, probabil că trebuie fierăstraie, trebuie topoare. Și încet, încet, dintr-un lăstar să face o pădure de amărăciune. Cunosc persoane care au atâtea amărăciune în viața lor, încât dacă încerci să le faci o observație, oricât de mică, nu pot primi. Pentru că e o pădure de amărăciune. Și undeva sunt o suită de neiertări pentru răni care s-au făcut acele persoane. Și în situația aceasta găsim mulți oameni care într-o viață întreagă au acumulat o seamă de neiertări pentru înjigniri grave care s-au adus. Dar Dumnezeu nu are o altă soluție. Singura cale să scapi de situația în care te afli este să te oprești și să alegi să ierți. Poate alții ți-au greșit și nu ierți, dar iertarea duce la amărăciune sau ierți și tai lăstarul și poți să mergi mai departe în viață cu capul sus și fără să trăiești închircit. Orice fruct are semințe și dacă nu tai lăstarul, semințele vor cădea și vor crește alți lăstari însutit, vor aduce rod și vor forma pădurea. Sau poate că tu ai greșit. Și probabil că tu ești cel care trebuie să ceri iertare și să primești iertare. Și poate că este mai umilitor și mai greu. Eu, în general, încerc să cântăresc lucrurile și să nu calc peste oameni. Și lucrul ăsta e valabil și în relație cu Dana. Și cu toate acestea, am avut situații în viața noastră în care am fost pe punctul să ne culcăm supărați. Și eu credeam că am dreptate. Și credeam că am dreptate și evitam să dau ochii cu Dana sau dacă ajungeam în pat, stăteam cu spatele spre ea să adorm. Problema este că Dana nu putea suporta realitatea asta și nu mă lăsa. Și mă scutura: hei, omule, hai să discutăm. Mă, dacă am greșit eu, iartă-mă. Și uneori
probabil că nu i-au greșit, ci nici măcar nu mi-a dat seama. Știi? Iertarea taie un lăstar. Scriptura spune să n-apună soarele peste mânia voastră, peste neiertarea voastră, peste supărarea voastră. Și n-am adus cu noi lucruri majore, pentru că, probabil datorită Danei, care nu mă lăsa să dorm, oricum nu puteam. Era o simulare de dormit, știi? Că Duhul Sfânt nu dădea pace, dar eram în stare să stau și o oră și două și tot nu dormeam. Dar de cele mai multe ori se întâmpla mult mai repede, pentru că Dana nu suporta o astfel de realitate și trebuia să o discutăm. Și aceasta a fost îndurarea lui Dumnezeu care a fost peste noi. Pentru că acel lăstar de amărăciune, dacă îl lași acolo, va coace, va avea rod. Și semințele vor cădea și vor produce alți lăstari. Și se va forma o pădure, care după aia nu poți să o mai defișezi cu nimic, numai dacă arunci cu bomba, dar pagubele sunt prea mari. Dragii mei, nu știu cât s-ați experimentat în viață astfel de relații. Și cei care sunt mai în vârstă, din nefericire, uneori se află aici. Și cei doi devin doi străini, pentru că n-au tăiat lăstarii de amărăciune la momentul potrivit. Și ceea ce Dumnezeu a intenționat să fie relația cu cel mai mare potențial spiritual, pentru că să creează, că a fost proiectată familia, să fie acea armonie totală, acea armonie pe care să șadă în Hristos fiind, să șadă posibilitatea de a păși și a cere ca orice trebuie legat pe pământ să fie poruncit și să lege și invers. De ce? Pentru că cei doi sunt în armonie și Scriptura promite că dacă doi se învoiesc să cere un lucru oarecare le va fi dat cu condiția ca ei să fie într-o armonie. Ei, dar cine din cadrul trupului Hristos să sunt într-o armonie mai intensă sau ar trebui să fie decât soțul și soția? Dar de multe ori ei sunt la cei mai depărtați unul de altul. Tocmai pentru că în loc să-și rezolve acei lăstari de amărăciune, diavolul a venit cu înțelepciunea lui diabolică și a lăsat ca lăstarul să crească, să se maturiseze, să devină copac, să dea rod și să pornească creșterea unei păduri. Dragii mei, ar trebui să trecem acum la ajutorul lui Dumnezeu. Ce-i de făcut de aici încolo? Pentru că aceste două lucruri, fără ajutorul lui Dumnezeu, nu au soluție. Pentru că limba nu poate fi îmbunătățită prin puterile mele. Ceva trebuie să întâmple. Despre lucrul acesta vom discuta săptămâna viitoare. Acum aș vrea să ne oprim. Și te-aș ruga să te gândești. Câtă viață și câtă moarte aduce limba ta în casa ta? Apoi, câtă înfrânare, câte procese de înfrânare ai pornit cu perspectiva de a cere ajutorul lui Dumnezeu, dar care... Dacă doar cere ajutorul, fără să pornești procesul, Dumnezeu spune, pas, n-ai început bine, mai începi odată. Și apoi, câți dintre voi care ați pornit acest proces al înfrânării, v-ați blocat în această neiertare și ați lăsat ca lăstarii de amărăciune să crească, să rodească și să formeze pădurii. Haideți să ne plecăm capetele. Și dacă simți că te-ai înstrăinat de partenerul tău de viață, că îl cunoști poate cel mai puțin, că nu-ți mai este drag, că uneori poate nici n-ai vrea să mergi acasă, că e un străin și nu este un prieten, că e un dușman și nu este cel care ar trebui să fie o resursă pentru tine, sau că nu e atât de grav, dar nu e acea intimitate care să-ți dea fiorul și bucuriei prezenței lui în fiecare moment, pentru că sunt răni acolo, sunt lăstari de amărăciune. Adu înaintea Domnului lucrul acesta și mărturisește-i falimentul tău.
dacă este în iertare, ia o decizie în momentele acestea. Poate că celălalt s-a greșit într-un mod flagrant. Poate căderea lui a fost abisală. Poate cuvintele lui au atins cea mai sensibilă parte a ființei tale. Te-a cunoscut pentru că v-ați apropiat unul de altul și a folosit cunoașterea ca să te rănească. Și poate că continuă să întoarcă cuțitul ori de câte ori sunteți în situații sensibile pentru că te cunoaște cum te cunoaște nimeni. Cum poți să ierți un astfel de om? Scriptura spune, Tatăl nostru, rugăciunea Tatăl nostru spune și de iartă, Doamne, greșelile noastre pe cum iertăm și noi greșiților noștri. Nu poți primi iertarea de sus, de aceea Dumnezeu nu poate să vină alături de tine în ajutorul Lui în acest proces al îmblânzirii limbii. Nu poate să vină pentru că nu-ți poate asculta rugăciunea, pentru că n-a iertat. Și te-o spune pe toate paginile Scripturii, inclusiv în rugăciunea Tatăl nostru. De aceea astăzi decide înaintea lui Dumnezeu și cere puterea Lui, dacă n-ai putere în tine, să ierți pentru tot răul care ți s-a făcut. Și ia o decizie, doar o decizie, nu contează ce simți. Ia o decizie. Acei dintre voi care poate nu sunteți în astfel de situații, poate ați rezolvat problemele acestea, închideți ochii și rugați-vă pentru cei de lângă voi. Fie ca Dumnezeu să descopere, e nevoie de revelație și de putere. Când lăstarii cresc și pădurea au crescut, nu mai vezi lăstarii de copaci, nu mai vezi copacul de pădure și nu poți identifica niciunul dintre ei pentru că pădurea este prea mare și acoperă adevărata sursă. Ai nevoie de revelație. De aceea rugați-vă, dacă simțiți că nu aveți o problemă la capitolul acesta, momentele acestea, rugați-vă pentru cei din lângă voi, pentru că au nevoie de ajutorul vostru. Avem nevoie unii de ajutorul celorlalți. Am o veste bună. Dumnezeu este un Dumnezeu al iertării. Dumnezeu așteaptă poate de o lună, de un an, de zeci de ani, ca tu să vii să spui, Doamne, iartă-mă sau Doamne-l iert, pentru că putea face pasul următor. Poate că ai pierdut luni și ani din viață pentru că ai rămas blocat la acea neiertare. Alege să ierți în momentul acesta. Probabil că unul dintre voi care nu sunteți căsătoriți se potrivește situația asta la alte relații. Aplicați-le, chiar dacă acum discutăm despre relația dintre bărbați și femeie în cadrul relației de căsătorie. Aplicați-le acolo unde sunteți. Dați-mi voie să mă rog. Doamne bun, îți mulțumesc pentru că Tu ești un Dumnezeu bun. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că Tu ai coborât în lumea noastră ca să ne mântuiești. Îți mulțumim, Doamne, că mântuirea nu înseamnă doar naștere din nou, ci înseamnă și mântuirea sufletelor noastre. Doamne, de aceea Te rog în seara aceasta să vii, Doamne, în măreția Ta. Să ne ajuți, Doamne, în acest proces a îmblânzirii limbilor noastre. Afirmăm, Doamne, înaintea Ta că suntem gata să facem acest pas, prim pas al înfrânării. Ne oprim, Doamne, ne gândim la această realitate și Te rugăm, apelăm la Tine ca și autoritate supremă să ne asiști în procesul acesta. Dar, Doamne, Tu ne cunoști inimile. Și acolo unde este neiertare sau unde nici măcar nu mai ne dăm seama că este neiertare, că lucrurile sunt prea vechi și ocupă prea adânc și pădurea este prea deasă ca să mai vedem sursă. Te-aș ruga să vii Tu cu Duhul Tău cel Sfânt să dai descoperire. Doamne, descoperă-ne starea inimii noastre a fiecăruia în parte. Pentru că din plinosul inimii vorbește gura și dacă sunt cuvinte care rănesc, cuvinte care lasă urme adânci, se datorează faptului că în inimă sunt urmele mai adânci. Și pentru că sursa la care e colectată inima nu este Duhul Tău ce sfânt, ci este o altă sursă în momentul acela. De aceea Te rog, Doamne, vină Tu și apropie-Te de fiecare inimă în parte. Cercetează-o Tu, Doamne, descoperi realitatea și fii binecuvântat pentru că Tu ești, dorești să vindeci. Dă putere, Doamne, dă descoperire și apoi dă putere de iertare sau de cerere de iertare acolo unde este cazul. Fii binecuvântat, Doamne, pentru că resursele sunt în Tine.
Fii bune, binecuvântat, pentru că crucea ta, Doamne, acoperă toate păcatele noastre, pentru că crucea ta acoperă toate cuvintele noastre care au rănit pe cei de lângă noi, pentru că crucea ta acoperă, Doamne, toate greșelile noastre față de semenii noștri. De aceea venim azi înaintea ta, Doamne, și ne punem sub crucea ta cu mulțumire pentru curăcirea pe care o produci, Doamne. Fii binecuvântat pentru fiecare inimă care ai atins-o seara aceasta și continui să o faci prin Duhul Tău ce Sfânt. Fii binecuvântat pentru fiecare inimă care nu pleacă nepăsătoare, ci se lasă cercetată de Tine. Fii binecuvântat pentru fiecare inimă care dorește o schimbare, Doamne, care dorește mai mult de la Tine, care nu vrea să mulțumească cu jumătăți de măsură, pentru fiecare inimă care vrea să pășească mai departe, pentru că fiecare inimă care vrea, Doamne, să lasă să curgă la afară viața și nu moartea, care dorește ca cuvintele Lui să binecuvânteze, cuvinteze, să nu ucidă. Doamne, cer lucrul acesta în primul rând în casele noastre și cer lucrul acesta în toate relațiile noastre. Doamne, fii binecuvântat pentru că resursele sunt în Tine. Doamne, fii binecuvântat pentru că Tu tot ceea ce începi duci la bun sfârșit. Și îți mulțumesc că vei face lucrul acesta în viața fiecăruia dintre noi și în casele fiecăruia dintre noi. Fii binecuvântat. Mulțumim, Marcel. Și vreau să mai rețin pentru un moment de rugăciune. Pentru că e o zi specială astăzi în România, pentru noi ca cetățeni români, și e ziua în care ne alegem reprezentanții în Parlamentul European și ne exprimăm opinia în referendumul legat de justiție. Și gândindu-mă la lucrul ăsta și la momentul ăsta în care se află țara noastră, îmi tot vine în minte un verset și dacă aveți răbdare, vreau doar să vă citesc din 1 Timotei capitolul 2, primul verset. Primul verset și al doilea spune așa: vă îndemn deci înainte de toate să faceți rugăciuni, mijlociri, cereri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt în autoritate, ca să putem duce o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și demnitatea. Și mi se pare foarte important ca conducerea, ca administrația unui stat și a unui oraș să fie susținută în rugăciune de cei care îl cunosc pe Dumnezeu. Însă în același timp, cred că istoria a dovedit că o guvernare bună și o administrare bună și o educație și o civilizație